Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. De timpul în care când eu zâmbeam și tu-mi zâmbeai, de clipele de bucurie îmi amintesc că tu erai. Iar când o lacrimă pe obraz din ochii mei ea se scurgea, tu erai cel cu iubire și lacrima o adunai. Nimic nu ne va despărți, nimeni nu poate opri. Iubirea ce tu mi-o porți te va uni pe veșnicii. Nimeni nu poate opri iubirea ce tu mi-o porți, ne va uni pe veșnicii. Și tu-mi zâmbeai, de clipele de bucurie îmi amintesc că tu erai. Iar când o lacrimă cobras în ochii mei ea se scurgea, tu erai cel cu iubire. Nimic nu ne va despărți, nimeni nu poate opri iubirea ce tu mi-o porți, te va uni pe veșnicii. Nimic nu ne va despărți, poate opri iubirea ce tu mi-o porți.
Dragi ascultători, iată ne călătorim din nou prin paginile Cuvântului lui Dumnezeu, prin locuri și evenimente care ne vorbesc despre Cel ce are o nemărginită dragoste pentru noi oamenii. L-am însoțit până acum pe Iacov în călătoria pe care a făcut-o la unchiul său Laban, cu scopul de a-și găsi o soție acolo. Așa cum am văzut, și-a găsit nu una, ci două soții. De fapt, patru, dacă punem la număr și roabele acestora. Dar nu a găsit numai soțiile, ci a fost nevoie să treacă și prin școala unchiului Laban pentru a învăța că nu te poți baza numai pe resursele proprii, pe capacitatea ta de a rezolva problemele. Iacov a lucrat timp de 14 ani pentru cele două soții ale lui, Lea și Rahela. În acest timp i s-au născut cei 11 băieți și o fată, dar i-au crescut și averile, toate fiind o binecuvântare a lui Dumnezeu. Așa însă, cum deja am spus, a fost și un timp în care Iacov a învățat să se apropie de Dumnezeu și să se încreadă în El. Acum suntem la momentul în care Iacov ia decizia să se întoarcă în țara lui. De fapt, Dumnezeu este Cel care dorește ca el să se întoarcă în țara pe care o promisese bunicului său, Avram. Dumnezeu dorește ca acești copii, care mai târziu vor forma poporul evreu, să crească într-un mediu sănătos, un mediu în care Dumnezeu este respectat și onorat. Suntem așadar la versetul 17 al capitolului 31 din Cartea Geneza, acolo unde Iacov se pregătește să meargă acasă. Iacov s-a sculat și a pus pe copiii și nevestele sale călări pe cămile. Și-a luat toată turma și toate averile pe care le avea, turma pe care o agonisise în Padan Aram, și a plecat la tatăl său Isaac în țara Canaan. Poate vă aduceți aminte, dragi ascultători, de momentul în care Iacov a plecat de la tatăl său, atunci când a fugit de fratele său Esau. Și acum fuge, dar de data aceasta nu mai este vina lui. El era deja pregătit pentru această călătorie. Toate animalele, slujitorii, familia erau gata de drum. Apare totuși un mic incident. Versetul 19 al capitolului 31. Pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său. Acest incident indică câteva lucruri. Mai întâi, faptul că familia lui Laban era o familie care se închina idolilor. Deci Dumnezeu avea motiv întemeiat să-i scoată pe copiii lui Iacov de acolo. Un alt lucru demn de notat este cel legat de atitudinea Rahelei. După cum se observă, ea este încă legată de tradiția familiei ei. Ea a vrut să ia zeii familiei cu ea. Este interesantă diferența aceasta dintre Rahela și Iacov. La început, Iacov voia să fugă dinaintea Domnului. El nu știa și Dumnezeu i-a arătat că nimeni nu poate fugi de Dumnezeu. Nu există un loc în care să poți fugi de Dumnezeu. Acum, când Rahela pleacă departe de casă, ea vrea să ia zeii tatălui său cu ea. David scrie cu mulți ani după aceea, în Psalmul 139, următoarele cuvinte. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Nici măcar moartea nu te poate ascunde de Dumnezeu. Dacă ai crezut vreodată, dragul meu prieten, că este un loc unde să te ascunzi de Dumnezeu, trebuie să reconsideri acea atitudine. Să revenim însă la Iacov și Laban. Laban era plecat să tundă oile. Acesta este momentul pe care îl aștepta Iacov. Cred că Iacov se cam temea de Laban. În anii pe care i-a petrecut la el, a ajuns să-l cunoască. Știa cam la ce se poate aștepta de la el. De aceea folosește aceste momente când Laban nu este acasă și fuge. Pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său și Iacov a înșelat pe Laban arameul că-și nu l-a înștiințat de fuga sa. A fugit astfel cu tot ce avea, s-a sculat, a trecut râul Eufrat și s-a îndreptat spre muntele Galad. A treia zi au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. Laban a luat cu el pe frații săi, l-a urmărit cale de 7 zile și l-a ajuns la muntele Galad. Teama lui Iacov a fost justificată.
Imediat ce aude că Iacov a fugit de la el, Laban își face o mică armată și pleacă după Iacov. Sunt sigur că nu cu gânduri bune se angajează el într-o asemenea cursă de urmărire a lui Iacov. Însă Dumnezeu intervine. Versetele 24 și 25. Dar Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Laban, arameul, și a zis: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov își întinsese cortul pe munte. Laban și-a întins și el cortul cu frații lui pe muntele Galad. Dumnezeu îi atrage atenția lui Laban în legătură cu Iacov. Și ascultați la Laban. Până aici vine scoțând foc pe nări, dar îndată ce se întâlnește cu Iacov, altele sunt cuvintele lui. Atunci Laban a zis lui Iacov: ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabie? Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecelor, în sunet de timpane și alăute. Bun diplomat acest Laban, nu-i așa? Până la urmă, el este cel bun, iar Iacov cel rău. Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău. Dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Interesant este că și el recunoaște faptul că Dumnezeu a intervenit în favoarea lui Iacov. Cu toate acestea, nu uită de zeii pe care i-a avusese. Acum, este foarte posibil ca Iacov să nu fi știut nimic de acești zei furați de Rahela. Răspunsul lui pare a fi al unui om care este sigur că n-a comis un asemenea lucru. Drept răspuns, Iacov a zis lui Laban: am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. În fața fraților noștri, cercetează și vezi ce-i la mine din ale tale și ia-ți-l. Iacov nu știa că Rahela-i furase. La asemenea, invitația Laban nici nu stă pe gânduri. Nu știu dacă Iacov l-a crezut pe Laban, dar este clar că Laban nu l-a crezut pe Iacov. Acesta este și motivul pentru care el începe să caute. Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul lei, în cortul celor două roabe și n-a găsit nimic. A ieșit din cortul lei și a intrat în cortul Rahelei. Rahela luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a găsit nimic. Ea a zis tatălui său: domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula înaintea ta, căci mi-a venit rânduiala femeilor. A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii. Cred că Laban se aștepta ca una din fetele lui să aibă idolii și nu se înșela. Însă Rahela era cu siguranță fiica tatălui ei. Știe cum să iasă din această situație dificilă. Cu siguranță însă vă întrebați de ce erau atât de importanți acei zei, acei idoli. Ei nu aveau numai valoare spirituală. Ei reprezentau și autoritatea asupra casei. Cel care avea idolii, idoli care se transmiteau din generație în generație, era cel care conducea familia, devenea capul acesteia. Luând acești idoli, Rahela îl făcea pe Iacov moștenitorul casei lui Laban. De aceea dorea Laban atât de mult acești idoli. Acum este rândul lui Iacov să se supere. Prinde și el curaj și face o frumoasă mărturisire. Iacov s-a mâniat și a certat pe Laban. A luat din nou cuvântul și a zis: care este nelegiuirea mea și care este păcatul meu de mă urmărești cu atâta înverșunare? Mi-ai scormonit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici înaintea fraților mei și a fraților tăi ca să judece ei între noi amândoi. Iată, am stat la tine 20 de ani. Oile și caprele nu ți-au stârpit și n-am mâncat berbeș din turma ta. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare. Eu însumi te-am despăgubit pentru ele. Îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Iată, 20 de ani am stat în casa ta. Ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale și 6 ani pentru turma ta și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu,
pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecata. Se pare că tratamentul pe care l-a aplicat Laban a fost unul foarte dur. Nu numai că Iacov a muncit din greu, dar a plătit și orice pagubă. Dar ce este mai important din aceste cuvinte, după mine, este mărturia pe care o depune el cu privire la ajutorul primit din partea lui Dumnezeu. Acest om, care se credea foarte inteligent sau cel puțin suficient de inteligent încât să nu depindă de nimeni, să se descurce singur, recunoaște acum că Dumnezeu a fost de partea lui. Este foarte adevărat, dragi ascultători, că a fost mai întâi nevoie să învețe ceea ce Dumnezeu avea ca lecții pentru el. Iacov trebuia să învețe că în viață culegi ceea ce semeni. Nu se poate altfel. Acasă Iacov nu a vrut să se supună lui Dumnezeu și să asculte. A trebuit să plece de acasă și să fie robul unchiului său. Iacov și-a înșelat tatăl, iar la rândul lui a fost și el înșelat de socrul lui. Mai târziu, fiii lui îi vor produce o mare durere înșelându-l. Dragii mei prieteni, Iacov a trebuit să învețe prin experiență personală această lege a semănatului și culesului. Dumnezeu vrea să ne protejeze pe noi de asemenea experiența mare. El vrea ca noi să învățăm tocmai din experiența lui Iacov. Nimeni nu poate evita acest principiu. Mai mult, trebuie să ținem cont de faptul că nu numai noi plătim prețul, dar și copiii noștri s-ar putea să aibă aceleași deprinderi. Poate suntem surprinși și adesea îndurerați de ceea ce se petrece cu tinerii din jurul nostru. Îndreptățiți, ne întrebăm ce o să se întâmple cu generațiile viitoare. Numai că, dragi prieteni, distrugerea unei generații nu este doar problema acelei generații. Procesul începe întotdeauna cu generația dinaintea ei. Dumnezeu știa foarte bine lucrul acesta când i-a instruit pe evrei să fie atenți la generațiile mai tinere. Atunci când nu au respectat ceea ce Dumnezeu le-a spus, generațiile noi care au urmat au avut mult de suferit. Cineva spunea, noile generații au nevoie nu de cineva care să le vorbească despre Domnul Iisus, ci de cineva care să trăiască ca Domnul Iisus. Prieteni dragi, dacă suntem cu adevărat preocupați de soarta copiilor noștri, de generația care va forma biserica și societatea de mâine, atunci trebuie ca acțiunile și atitudinile noastre să fie mult mai responsabile. Altcineva spunea, copiii și tinerii de astăzi sunt liderii de mâine. O țară va arăta așa cum sunt liderii ei. Întrebarea mea este, suntem noi conștienți de lucrul acesta? Dacă da, ce facem? Și repet, nu de vorbe este nevoie. Nu de predici, nu de studii teologice. Nu, este vorba de modele. Modelele pe care noi le reprezentăm vor fi modelele ce vor alcătui generația de mâine a bisericii și a societății. Nimeni nu poate modifica acest lucru. În ceea ce îi privește pe Iacov și Laban, ei ajung la o înțelegere. Încep să citesc de la versetul 43. Drept răspuns, Laban a zis lui Iacov, fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea și tot ce vezi este al meu. Și ce pot face eu azi pentru fiicele mele sau pentru copiilor pe care i-au născut? Vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Legământul care a fost încheiat între Iacov și Laban este parafat printr-un stâlp de aducere aminte pus pe o movilă. Iată ce citim acum în versetele 48 și 49. Laban a zis, movila aceasta să slujească azi de mărturie între mine și tine. De aceea i-au pus numele Galed, se mai numește și Mitzpa, veghere. Pentru că Laban a zis, Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Iată, dragii mei, ce poate face Dumnezeu? Ce poate face o mărturie pe care Dumnezeu o întărește? Pe mine unul mă uimește această schimbare a lui Laban. Laban este cel care reclamă prezența lui Dumnezeu în încheierea acestui legământ. El care era interesat doar de lucruri materiale, despre cum să-i domine pe alții, era interesat de zeii lui.
Acum, este foarte adevărat că prezența aceasta a lui Dumnezeu era invocată doar ca o măsură coercitivă de protecție în ce-l privea pe partenerul de legământ. Fiecare voia să se asigure că celălalt va păstra înțelegerea. Poate că un alt lucru demn de remarcat aici este ceea ce se spune despre relația lui Iacov cu Dumnezeu. Așa cum spuneam, este evident că Iacov a făcut anumite progrese în ceea ce privea relația lui cu Dumnezeu, dar se spune aici despre el că a jurat pe Dumnezeul de care se temea cine? Isaac, tatăl său. Pentru el, Dumnezeu încă mai era Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul de care se temea Isaac. Mai trebuia să treacă ceva timp până când relația lui Iacov cu Dumnezeu să ajungă ceea ce ar fi trebuit să fie de mult timp. Dumnezeu încă se mai luptă cu Iacov, așa cum o face cu mulți dintre noi. Vreau să înțelegeți, dragi prieteni, că aici nu este vorba de o luptă în care Dumnezeu dorește să ne învingă cu orice preț, ci de o luptă în care, cu dragoste, El vrea să ne ajute să acceptăm ceea ce este cel mai bine pentru noi. Iacov va avea în cele din urmă o întâlnire specială cu Dumnezeu, o întâlnire din care va ieși binecuvântat și de atunci raportul lui cu Dumnezeu va fi altul. Dar, așa cum spuneam, mai este nevoie de timp și va fi nevoie ca lui Iacov să-i rămână un semn al acestei întâlniri cu Dumnezeu. Despre aceasta însă, dragi ascultători, vom vorbi data viitoare când ne vom apropia cu studiul nostru de capitolul 32. Până atunci însă să nu uităm acest principiu al semănatului și al roadelor pe care le culegem. V-am mai spus și altă dată, nu este numai o lege spirituală, ci este o lege universală. Nimeni nu poate să o încalce. Gândurile, acțiunile, atitudinile pe care le semănăm, le cultivăm în viețile noastre, vor aduce rezultate nu numai în viața noastră, dar și în viața celor de lângă noi. De fapt, cineva foarte frumos spunea, cine seamănă un gând, va culege o acțiune. Cine seamănă o acțiune, va culege un obicei. Cine seamănă un obicei, va culege un caracter. Și, dragii mei, oamenii din jurul nostru au nevoie să vadă caractere transformate. Caractere transformate nu după chipul și asemănarea lumii în care trăim, ci după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă amintesc cuvintele apostolului Pavel, cuvinte adresate galatenilor. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Sunt versetele 7 și 8 ale capitolului 6 din această epistolă către galateni. Vedeți despre ce este vorba aici? Nu este vorba despre simpla perpetuare a unor obiceiuri. Este vorba despre natura căreia îi dai voie să se dezvolte în tine. Dacă lași dorințele și obiceiurile vechii firi sau vechii naturi, aceasta este ceea ce vei culege. Dacă ești însă preocupat de lucrurile duhovnicești, alta îți va fi răsplată. Domnul Iisus spune același lucru, dar cu alte cuvinte. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33, citim: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ce înseamnă să căutăm împărăția lui. Să ne apropiem deci de acest cuvânt cu o atitudine potrivită, gata să deschidem inima și să fim pregătiți pentru binecuvântările pe care Dumnezeu este gata să ni le oferă. Rămâneți cu har și pace! Dragostea și bucuria, pacea îndelungă ta răbdare, bunătatea și facerea de bine, credincioșia, blândețea și-nfrânarea. Dragostea și bucuria, pacea îndelungă ta răbdare, bunătatea și facerea de bine, credincioșia, blândețea și-nfrânarea. Dragostea, te rog, o Doamne, zădește-o adânc,
inima mea, să pot iubi ca tine. Bucuria de-a fi copilul tău, doar nou în suflet să simt că trăiesc. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.